Bună seara și mulțumesc mult, Petruț, pentru că ai acceptat invitația noastră. Ne aflăm la Săptămâna Antreprenoriatului, un proiect organizat printr-unul dintre proiectele FDI ale Universității din București. Și avem bucuria în seara aceasta să vorbim cu tine altfel decât suntem obișnuiți să o facem. Petruț Dinu este fostul nostru student, absolvent al Facultății de Filozofie, al modulului de Filozofia Culturii. La momentul actual este masterand în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, dar rolul lui astăzi nu este să ne vorbească despre filozofie sau despre psihologie într-un sens, hai să-l numim științific, academic, convențional, ci mai degrabă să ne împărtășească, dată fiind această oportunitate a Săptămânii Antreprenoriatului, experiența lui de tânăr antreprenor. Așa încât, deși poate vă așteptați la o discuție despre ce înseamnă relația între filozofie și terapie, veți vedea că interviul meu cu Petruț va fi mai degrabă o discuție ca între prieteni, legată de culisele acestui parcurs profesional, în speranța că vă poate inspira și în speranța că vă poate da idei, dar idei exacte, nu doar idei altruiste sau surse de inspirație, ci mai degrabă câteva viziuni cu privire la ce înseamnă tot efortul din spate, ce înseamnă resursele implicate, ce înseamnă orele de educație și, în același timp, din punct de vedere material, eforturile pe care fiecare tânăr antreprenor, atunci când își alege această oportunitate, trebuie să le confrunte. Prin urmare, mai înainte de toate, Petruț, foarte pe scurt, de ce psihoterapie și de ce consilieri? Cum ți-a venit această idee când ai finalizat studiile de filozofie? Mulțumesc frumos pentru invitație. Ideea a venit dinainte să termin studiile de filozofie, adică a apărut așa în minte încă din anul întâi de facultate. Când am intrat la facultatea de filozofie, am avut la început un sentiment al impostorului. Se aude bine? S-ar putea un pic mai tare, dacă se poate mereu. Am avut un sentiment al impostorului prima dată când am ajuns la facultatea de filozofie, pentru că mă gândeam că ceva nu se potrivește cu structura mea de personalitate. Și am stat, m-am gândit, apoi a venit întâlnirea cu niște autori fundamentali, cu Pierre Hadot, cu Michel Foucault, prin grila cărora l-am cunoscut pe Platon. Și în felul acesta am descoperit dimensiunea practică a filozofiei și sentimentul impostorului a dispărut. Am știut că sunt făcut să fiu în lume în mod practic, concret, să îi ajut pe oameni de aproape, dar reușind totodată să am o perspectivă mai de departe pe care reușea filozofia să mi-o dea. De altfel, eu văd în filozofie un fel de joc de lentile între focalizare și depărtare, între zoom in și zoom out, care m-au ajutat apoi în toate situațiile, pentru că o problemă poate fi cel mai bine înțeleasă dacă este văzută și în detaliu, dar și în contextul în care apare. Astfel am ales să fac psihoterapia pentru că era o nevoie tot atât de a vindeca ceva la mine, pentru că toată lumea are nevoie de vindecat, are de vindecat ceva. Și în momentul ăla am înțeles că pot să mă ajut pe mine să devin mai bun, să pot să fiu mai stăpân pe mine, doar dacă sunt în relație cu ceilalți. Și atunci m-am gândit că psihoterapia este un drum foarte potrivit pentru mine și mi-am dat seama că are foarte multe avantaje. Și din punctul ăsta de vedere am spus da, e nevoie să merg la drum și din momentul acela viața mea s-a așezat foarte bine. Am avut un sentiment al sincronicității foarte mare. Deci ai plecat de la o speță personală, ai plecat de la nevoia ta de a vindeca ceva la tine și a fost o nevoie conștientizată de-a lungul timpului, nu? Nu a fost un fel de evrica pe care l-ai avut. O să te întreb ceva destul de personal și poate intruziv și dacă e așa să mă ierți, dar cumva mă simt obligată de context să o fac. Ai reușit să vindeci lucrând la tine pe măsură ce lucrezi cu ceilalți? Mulțumesc frumos pentru întrebare. O să aleg să răspund la ea. Da, am reușit în mare parte și reușesc în continuare. Eu nu cred că există vindecare de plină niciodată cât timp suntem aici în existența aceasta ca atare, pentru că tot timpul există o durere, tot timpul există o suferință. Romanticii vorbeau despre durerea de a trăi, pur și simplu. E nevoie doar să înțelegem lucrurile acestea, să înțelegem de unde vin angoasele, de unde vin spaimele și să lucrăm cu noi până când ajungem la cea mai bună dimensiune pe care o putem atinge în sensul de potențial. E nevoie de cineva care să ne ajute să atingem acest potențial. Atâta timp când nu ne actualizăm potențialul și când nu am atins acel concept pe care l-a avut Dumnezeu atunci când ne-a creat,
Cred că suntem prin această lipsă într-un fel bolnavi. Eu asociez sănătatea întotdeauna cu întregul. Până nu atingem sentimentul acesta, nu sentimentul, starea existențială de a fi în întregul ființei noastre, cred că rămâne un rest. Și atâta timp cât rămâne un rest, rămâne o boală. Petruț, eu când te-am cunoscut în urmă cu câțiva ani, pariam pe cariera ta didactică și încă o mai fac în bună măsură. Adică mi este clar că n-ai părăsit teritoriul de cercetare, nu te-ai înstrăinat de ceea ce înseamnă relația cu sinele, cu celălalt, care e implicată de ceea ce înseamnă pedagogie în mod formal. Și cu toate astea, tu ai ales un drum destul de îngust, destul de spinos. Și cred că a fost și un drum pentru care nu ai avut neapărat sfatul unui consilier în dezvoltare profesional. Greșesc? Deci nu. Ai ales tu însuți. Da. Ce ai sfătui pe cei care termină facultatea de filozofie și se gândesc că ar putea să aleagă un drum similar cu al tău, dar totuși confruntă prejudecata potrivit căreia în România se vorbește foarte puțin despre ceea ce înseamnă sănătate sufletească, sănătate mentală? Și mai apoi, ca să poți să vindești ceva, trebuie să recunoști că suferi de ceva. Tocmai de aceea drumul de acasă către cabinetul terapeutului e unul destul de greu, chiar și atunci când terapeutul este un psiholog jet-beget. Dar aminte, când vine vorba de o narațiune cu totul și cu totul nouă în spațiul românesc, și anume aceea că terapeutul tău e de fapt un consilier filozofic. Așa că întrebarea mea ar fi: nu ți-a fost teamă că intri pe un teritoriu plin de prejudecăți în care ceea ce înseamnă bazinul de clienți până la urmă potențial s-ar putea să fie cumva compromis tocmai de acest tip de mental destul de deficitar pe care îl confruntă societatea românească? Nu mi-a fost teamă și mă bucur că nu mi-a fost teamă, pentru că după realitatea antreprenorială mi-a arătat că nu este așa. Contează foarte mult, și vom vorbi poate și despre brand, contează mult brandul persoanei tale. Adică e mai puțin important să împărțim lumea în etichete profesionale, în tot felul de categorii, și nu mai important să lucrăm cu persoana. Sistemul respectiv de consiliere sau terapie este bazat fundamental pe recomandări. Adică se poate face foarte multă promovare pe internet, se pot face videoclipuri, se pot face afișe. Însă, în realitate, ceea ce aduce o persoană în cabinet este recomandarea cuiva drag. Oamenii au o anumită problemă sau se simt rău, iar apoi vorbesc cu cineva apropiat, cu un prieten, cu o persoană din familie, cu o rudă, și acea persoană spune: eu am avut o situație asemănătoare și am lucrat cu cineva, ai vrea să vorbesc pentru tine. Din experiența mea de 8 luni de până acum, recomandările reprezintă principalul mod în care o persoană vine în cabinet. În principiu, oamenii sunt mai puțin interesați de formarea profesională a specialistului. Am observat faptul că unii dintre ei, majoritatea, nici nu adresează această întrebare în prima ședință, ba chiar eu sunt cel care întreb: ai vrea să știi ceva despre dezvoltarea mea profesională sau personală ca să te poți simți mai în siguranță? Și atunci, ceea ce interesează o persoană este să-și rezolve problema. E foarte focalizată atenția. Am o situație, mă deranjează extrem de puternic, ajută-mă să o rezolv. Abia după însă apar niște discuții. E adevărat că în rândurile de specialiști există tot felul de prejudecăți, însă n-am avut o surpriză mică atunci când am deschis un tratat de psihoterapie a tulburărilor de personalitate și am găsit la tratamentul schizofreniei maieutica socratică, prima metodă indicată. Adică ideea că psihoterapia are o dimensiune filozofică, așa cum filozofia are o dimensiune terapeutică, este o idee acceptată în toate ariile profesionale și academice. Prin urmare, chiar profesorii recunosc acest lucru. Eu sunt singura persoană care a absolvit filozofia și a intrat la masterul de psihologie clinică de la Facultatea de Psihologie de anul acesta, și e foarte interesant subiectul care mi-a picat la examenul de admitere a fost chiar reziliența, în care foarte mulți filozofi au scris lucrări extraordinare în acest subiect, adică am fost exact pe domeniul meu. Când este să fie drumul bun și drumul clar, atunci se așează toate lucrurile bine. Deci nu mi-a fost teamă. În general, nu mi-e teamă de prejudecățile oamenilor, atâta timp cât o parte din consiliar filozofică și una importantă se ocupă chiar cu destructurarea acestor prejudecăți prin arătarea caracterului lor iluzoriu. Tocmai, dar trebuie să fii cumva pus în poziția de a avea șansa să demontezi toate aceste prejudecăți, care nu sunt puține. Ce e interesant din ce mi-ai spus însă e că social media n-a făcut
minunile pe care noi ne așteptăm să le fac, mai ales atunci când deschizi un asemenea cabinet și îți gestionezi afacerea la început de drum. Știu că poate sună într-un mod impropriu acest termen atunci când discutăm despre consiliere filozofică, dar totuși scopul discuției noastre e unul care vizează mai cu seamă coordonata antreprenoriatului. Dar îmi spui că recomandările, sistemul de recomandări și cumva acest tip de capital de încredere pe care îl acumulăm unii în ceilalți, e ceea ce îți alimentează de fapt portofoliul de clienți. Exact. Cât de greu a fost să-ți construiești un portofoliu de clienți? Cât timp ți-a luat? Timpul variază foarte mult. Știu psihoterapeuți sau consilieri care au început cu 2 clienți, iar apoi după 6 luni aveau 5 care veneau în mod constant. Știu consilieri și psihoterapeuți care în primele 2 săptămâni au avut full în cabinet, dar aveau deja o altă activitate în spate, erau foarte cunoscuți, erau fie profesori de yoga, fie profesori și atunci deja lumea îi cunoștea și au reușit să se facă mult mai repede cunoscuți. În cazul meu aș putea să spun că a fost undeva la mijloc între cele două, adică eu am început cu o promovare intensă pe rețele de socializare, am primit foarte multe distribuiri, cumva am simțit că era un lucru așteptat pentru că eu mai anunțam. Și în felul acesta am avut de la început 5-6 clienți care au venit în mod constant. Deci începutul e tot timpul mai greu. Însă în timp, lucrând cu aceste persoane și realizându-se lucrul de consiliere în mod calitativ, persoanele respective au mers și m-au recomandat. Am avut chiar o persoană, m-a recomandat de altor 3-4 persoane. Mi-a spus o doamnă psihiatru din București, foarte cunoscută la un moment dat, că fiecare client cunoscut, fiecare client mulțumit care pleacă din cabinet, merge apoi și mai anunță încă 5 persoane despre tine. Adică este o iradiere foarte mare a numelui, care conduce apoi la o asemenea stabilitate în diversitate, în dinamică, adică clienții pleacă constant, se încheie procese, dar vin alții, de parcă există un fel de lege, o dialectică interioară care face pur și simplu lucrurile să meargă, nu rămâi niciodată fără clienți. Și atunci eu am început cu 5 persoane, acum am aproximativ 13-14, deci este un switch destul de mare pentru... De cât timp ai deschis cabinet? Am deschis cabinetul de 8 luni. De 8 luni. Multe înainte și mulți ani înainte. Mulțumesc frumos! Aș vrea să divizăm cumva discuția noastră pe 2 paliere. Primul palier ar ține de resursele pe care tu le-ai investit în educația ta pentru a putea ca la ora la care noi vorbim să fii consilier filozofic, să te ocupi de ceea ce înseamnă dezvoltare personală și în același timp să fii psiholog în formare, da? Terapeut în formare. În termen financiar, dar și în termen de timp și în termen emoțional, cât de mari sunt costurile? Cum le apreciezi? Depinde foarte mult de care costuri este vorba. În legătură cu costurile financiare, pot să spun că ele sunt mari. Pentru potențialul unui tânăr absolvent de filozofie, care nu se poate susține atât de puternic neapărat la început de drum ca orice alt absolvent de facultate, în mare parte, este mai dificil. Un program de formare în psihoterapie, o să încep cu asta, presupune minimum 3 ani, în care se fac cel puțin 500 de ore de parte teoretică, 250 de ore de dezvoltare personală și terapie individuală, care de asemenea trebuie plătită, plus încă 150 de ore de supervizare, care trebuie plătită și ea. Prin urmare, sunt niște costuri mari. Vorbim, cele 500 de ore de pregătire teoretică se împart în module lunare, în care un weekend întreg se lucrează foarte intens, apoi în tabere. Eu am făcut destul de multe module în cei 2 ani, plus încă 4 tabere de formare. Toate acestea ajung la niște costuri foarte mari. Depinde, bineînțeles, de tipul de furnizor al acestor servicii. Sunt tot felul de asociații, tot felul de institute, academii care asigură servicii de psihoterapie. Unele au prețuri mai mici, altele au prețuri mai mari, însă prețurile variază undeva între 100 de euro și 300 de euro modulul. În cazul taberelor care se desfășoară pe 4-5 zile, vorbim de prețuri mult mai mari. Terapia individuală de asemenea se plătește, o ședință de terapie în București, unde sunt prețuri mai mari, oscilează undeva între, să spunem, 100 de lei și 500 de lei dacă este un psihoterapeut experimentat, iar bineînțeles aici intervine alegerea personală în funcție de posibilități. La un moment dat se ajunge la niște, când se trage linie, numărul este mare, investiția devine chiar mare.
Da, am simțit-o din plin și am auzit psihoterapeuți cu experiență, cu 20 de ani în spate de formări, care au spus că își luau fără probleme o casă din formarea lor. Partea bună este că după ce au putut să o ia casa respectivă și se bucure, dar ideea este că Amortizează costurile, dar în timp. în timp, da. Nu mint, este o profesie foarte bună, adică din punct de vedere financiar asigură o anumită stabilitate, mai dificilă la început, dar după aceea o asigură în mod clar. Bineînțeles, fiind o profesie liberală, există un psihoterapeut cu vechime de 6 ani, poate să aibă lista de așteptare pe 30 de rânduri sau poate să aibă 2 clienți. Nu este o lege aici. Sunt foarte mulți factori variabili care intervin și care modifică ceea ce noi înțelegem prin succes profesional în domeniul acesta. Așadar, costurile pentru formare în psihoterapie sunt mari. Acum, din noiembrie 2021, s-a dat o lege nouă care susține că e nevoie să se facă și un master de psihologie clinică pentru a se accesa treapta de psihoterapeut autonom. Dacă nu ești psihoterapeut autonom, rămâi sub supervizare, ce înseamnă că în fiecare lună e nevoie să plătești un specialist care să verifice cazurile și să dea verdictul că este în regulă. Și atunci, din nou, apar alte costuri. Masterul de psihologie clinică poate să fie făcut la taxă, ceea ce înseamnă, din nou, alte costuri. De altfel, un psihoterapeut bun este un psihoterapeut care lucrează foarte intens cu el, merge el la consiliere sau la terapie, ceea ce înseamnă că trebuie din nou să asigure constant. Lucrul cu sinele este esențial pentru psihoterapie. Deci e cumva o formă de a investi în tine, ca prin această investiție în tine să investești în cabinet. Eu consider că principala investiție financiară care poate fi făcută pentru cabinetul consilierului psihoterapeutului este investiția în propria personalitate a lui. Tot ce este nerezolvat în psihoterapeut se proiectează apoi în clienți, ceea ce înseamnă clienți cu problemele nerezolvate, clienți care pot ba mai rău să se adâncească în problemele lor, ceea ce înseamnă mai departe mai puțin clienți, pentru că nu există recomandări. Clienții nu sunt fraieri, adică dacă au venit o ședință, două și își dau seama că nu este bine, au plecat. E clar. Bun. Există cerere și există ofertă, îmi închipui. Chiar dacă, din ce îmi spuneai, în termen de ofertă, primul lucru care sare în evidență unui potențial client nu este neapărat formarea pe care o are terapeutul, adică acest background filozofic, care în cazul tău e inedit, că tocmai de asta avem acest dialog, pentru că, într-un fel, arată parcursul tău profesional cu totul și cu totul aparte. Nu sunt foarte mulți absolvenți de filozofie care au ales calea aceasta, nu? Și nici foarte mulți care au investit până la urmă în așa ceva. Ce aș vrea eu să știu acum este, mutând discuția pe al doilea palier de întâlnire, care au fost resursele necesare pentru a deschide cabinetul propriu-zis, adică din punct de vedere antreprenorial, cât te costă faptul că într-o dimineață ai o idee altruistă, vrei să fii în serviciul celorlalți, vrei să-i ajuți, ajutându-te pe tine însuți în același timp. Dar intervin niște elemente financiare, niște elemente pecuniare care te pot face să te răzgândești. Așa că eu aș vrea să știu, pentru fiecare dintre colegii din sală, cărora le mulțumesc că au venit, dacă ar fi să-și facă o socoteală și să spună, ok, planul meu de viață este ca peste un an, doi, trei, când termin filozofia, să-mi deschid un cabinet. Ce fel de resurse îmi trebuie așa încât să pot să fac acest lucru? Bun, foarte bună întrebare, mulțumesc. În primul rând, răspunsul este unul îmbucurător. La început, nu e nevoie de multe resurse. Bun. Ceea ce înseamnă, eu am avut ocazia să deschid cabinetul când încă eram în perioada intensă din punct de vedere pandemic. Ceea ce a însemnat, în principal, ședințe online. Deci, atâta timp cât există, nici măcar nu e nevoie neapărat de un calculator, e nevoie de un telefon care să aibă o cameră și de internet, bineînțeles. Atâta timp cât vorbim despre o prestare de servicii, cum este consilierea, e nevoie doar de conexiune. Această conexiune poate fi de două tipuri. Poate să fie conexiune online și conexiune în format fizic. Am întâlnit mulți români care au prejudecăți legate de eficacitatea întâlnirilor online. Urma să te întreb, e randamentul același dacă mă ascund după un ecran și aș vrea poate să-mi interapeutul? Ok.
Nu se prea poate face asta dacă el este bun, că simte. Ideea este că, și dacă încearcă, e tot un lucru care intră în zona de acceptare necondiționată, pentru că e parcursul persoanei. Dar ce vreau să spun este faptul că, atent cât există această conexiune, ba fizic, ba online, se pot face ședințele în mod eficient. Eu nu contest prejudecățile oamenilor atunci când mă sună, bun, pentru că nu cred că este sănătos să se înceapă așa o discuție. Îi las pe ei singuri să constate după dacă vor. Am avut persoane care au venit fizic, iar apoi au vrut online, o persoană care au vrut online, apoi au venit fizic, persoane care au vrut și. Din punct de vedere al eficacității, și sunt studii care arată acest lucru, terapia online este cel puțin la fel de eficientă ca terapia fizică. Prin urmare, nu este o diferență fundamentală între ele. Din nou, o ședință fizic cu un terapeut care este slab este mai slabă decât o ședință online cu un terapeut care este excepțional. Deci nu asta contează atât de mult. E adevărat, există niște schimbări. Eu vă văd acum pe dumneavoastră într-un cadru mai limitat decât dacă aș fi fizic acolo în Teatrul Mircea Florian, dar asta îmi limitează un pic aria, Limbajul corporal, nu? da, aria fenomenologică, ceea ce mi-apare în orizont. De asemenea, foarte importantă fenomenologia în psihoterapie. Poate dumneavoastră, dacă am fi într-o ședință de consiliere, ați bate intens din picior, iar eu nu pot să văd asta și este un mesaj Știi că pot important. să fac asta și dacă nu suntem la o ședință. Ok, bun. Ideea este clar că sunt câteva mesaje care lipsesc. Însă, noi știm că principala cantitate de informații vine din mesajul, pe cale verbală, non-verbală și paraverbală. Verbalul și paraverbalul sunt aici. Avem acces la ton, la timbru, la modul, la intensitatea vocii, la cât de puternică este sau cât de slabă, de temătoare. Avem mimica foarte puternică în informații. Deci este eficientă terapia online sau consilierea online. Atâta timp cât știm să lucrăm cu ceea ce avem, și asta este o mare dexteritate pe care filozoful terapeut o are, de a beneficia de orice informație pentru a crea un context terapeutic. Asta este arta terapiei. Să știi să folosești orice ca să-i dai o valență terapeutică. Să-l Sună integrezi. așa, Petruț. Și totuși, în termen de costuri, ca să deschizi cabinetul, e bătaie multă de cap, birocratic vorbind. Durează, e complicat, ai nevoie de sprijin, ai nevoie de experți, ai nevoie de un avocat, ai nevoie de un contabil. Cum se întâmplă lucrurile? Cum pornește antreprenorial povestea unui cabinet de consiliere? Nu pornește foarte greu. Adică, prima dată trebuie să fie o idee, bineînțeles, după care ea trebuie pusă în practică. Din punct de vedere al consilierii, nu este neapărat un absolvent de filozofie, nu trebuie neapărat să facă un program de formare în consiliere, pentru că, în prezent, consilierea filozofică nu este instituționalizată la noi, adică nu există ca atare. Dar poate fi practicată. Orice absolvent de filozofie poate să deschidă un PFA. Deci este un avantaj. Lucrăm Da, pe de un serviciu. teren totuși favorabil, chiar dacă e nereglementat. Exact, da. Cu licența de filozofie se poate merge la ANAF, se poate deschide la registrul de comerț, de fapt, și se poate deschide un PFA exact cu numele, da? Cabinet de consiliere filozofică, numele respectiv. Ideea este, nu este foarte complicat, deci, la început. Însă, apoi intervin aspectele birocratice. Desigur, este recomandată colaborarea cu un contabil, da? Îți faci un filozof socoterile singur, contabilitate cumva, sau ai apelat la un contabil? Cum procedezi în cazul ăsta? Eu le fac în mare parte singur, dar le dau apoi la verificat către contabil. Îmi place să le fac singur, fac singur facturi, sunt acum site-uri în care se fac facturile foarte ușor, nu mai este nevoie să nu mai e o muncă așa complicată. Se fac în mare parte, doar se pun datele noi, data și tariful respectiv și se realizează singură factura. Iar mie îmi place să le fac, mi-a plăcut și logica matematică, deci filozoful este pregătit măcar cu un pic de gândire analitică acolo, cu care poate să se descurce. Dar la mine este pur și simplu o chestie de plăcere. Îmi Care place. este problema că dacă trebuia să intri în școala lui Platon, aveai de dat un test, nu, de matematică, matematica era fundamentală, astăzi pare că pentru a avea un cabinet sau o mică afacere nu e în mod necesar și suficient să Da. ai cunoștințe matematice și abilități antreprenoriale, adică poți să-ți iei ajutoare. Și Da. cumva întrebarea mea era cât de multe trebuie să fie ajutoarele astea pe lângă tine care să se agite în prima fază. Că povestea pare cumva simplă când o spui. Ai avut o idee, ai întocmit un dosar respectând legea, te-ai prezentat la Registrul Comerțului cu el, ai început să-ți faci treaba operând în mod individual ceea ce înseamnă operațiunile de facturare, care depun mărturia costurilor, nu tarifelor pe care tu le percepi de la clienți,
Și există niște bilanți, există un fel de bilanț, nu, contabil, pe care și niște rapoarte probabil pe care tu trebuie să le depui ca să justifice activitatea ta din punct de vedere financiar, măcar la final de an, corect, pe an fiscal. Da, da, sigur. Și pentru asta lucrez cu un contabil, deci. Da, da. M-ați întrebat de colaborare. Orice colaborare se traduce apoi în ieșiri, se traduce în ieșiri pe schema de afaceri, pentru că acel contabil trebuie plătit, pentru că prestează niște servicii pentru tine. La fel avocatul. Deci cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt ieșirile mai mari. Cu cât cifra de afaceri este mai mare, cu atât și posibilitatea de a-i plăti este. Dar pentru o cifră de afaceri modestă la început, ai avut nevoie doar de cineva care se ocupă de contabilitate primară și de un jurist care să te consilieze ocazional, nu? Exact. Ideea este că am avut, da, exact, un jurist și un contabil. Am avut norocul să am în familie și prin urmare am avut de aproape, dar bineînțeles nu aveam familie, mergeam mai departe. Ideea principală este că depinde foarte mult cât de mult poate persoana să facă, pentru că dacă ea are 7-8 ore pe zi, iar apoi e nevoie să ajungă acasă, să vorbească cu clienții, să facă contracte, pentru că trebuie învățat să facă contracte, acte pentru protecția datelor cu caracter personal, apoi fișele de facturile, impozitele, comunicarea cu clienții. Adică este foarte mult. Din câte știu eu și cred că este recomandat, consilierii și psihoterapeuții care ajung la un moment dat la un număr de clienți mare, își angajează pe cineva, un asistent. Da? Un asistent care poate să realizeze toată această parte. Tu încă n-ai făcut asta. Încă nu am făcut asta. Autogestionez. Ok. Da. Mă autogestionez și o fac cu bucurie acum. Da. O categorie de costuri legitimă într-un asemenea context, de cele mai multe ori ține de resursa investită pentru promovare. Așa încât o să te întreb cum a apărut brandul Petrus Dinu și cum se întreține el din perspectiva costurilor. Prezența în social media, identitate vizuală, bannere de promovare, website și orice alt tip de instrument prin care tu ajungi să te conectezi cu un bazin potențial de clienți. Ok. Eu cred că, repet, o să încep cu asta, că e un sistem bazat pe recomandări, odată, dar totodată promovarea este și ea importantă. Sunt cumva, ele se împletesc cu un accent, bineînțeles, mai mare pe recomandări. Eu am început direct cu site-ul, deci eu când am început promovarea deja aveam site-ul făcut, am colaborat cu un fost coleg absolvent de informatică, pasionat de construcția acestor website-uri, el m-a ajutat foarte mult. Dacă se pornește de la început și nu, eu aveam deja cumpărat un domeniu în urmă cu câțiva ani. Pentru a cumpăra un domeniu este nevoie de o anumită sumă de bani. Dacă e modestă sau nu, depinde foarte mult, e foarte relativ, dar nu este extraordinar. Nu e până într-o 100 de euro, nu? Cam acolo, 100 de euro. Așa, un cost orientativ. Okay. Bun. La care se adaugă apoi, dacă este cazul, o temă specifică, poate să varieze efectiv de la 100 de euro până, nu știu să zic un număr, nu m-am uitat, dar pot să fie și prețuri mari. Apoi, în funcție de drepturile de autor, după care este nevoie de un logo, la fel este și el plătit. Am avut oferte pentru logo de la 200 de lei până la 1500 de lei, doar pentru logo, pentru că cineva l-a creat. Adică am ales în funcție de portofoliile lor. După logo, e nevoie, bineînțeles, de o persoană care să se ocupe de mentenanță, să se ocupe de site, pentru că uneori sunt lucruri foarte complicate, iar eu, care n-am atât de multe cunoștințe de informatică, nu am intrat. Deci ăsta e un serviciu externalizat în cabinetul tău, nu te ocupi tu în mod particular de ceea ce înseamnă prezență în social media, administrarea brandului și cumva creșterea brandului în identitate vizuală. Ba da, eu mă ocup de creșterea în identitate vizuală, dar am un băiat, un colaborator care se ocupă efectiv de site, de partea de estetica lui. De tot ceea ce optimizare. Da, exact. De partea de promovare, chiar asta, repet, Ialom spunea că cel mai important instrument al terapeutului e propria lui persoană. Deci e important să existe un brand exact personal. De aceea majoritatea cabinetelor se numesc chiar așa, cabinet individual de consiliere sau psihoterapie Petruț Dinu, adică există numele și există psihoterapeuți celebri în România. Ceea ce se realizează aici este o foarte intensă ieșire în agora, în cetatea virtuală, atunci când există ceva de spus. Eu am avut marea bucurie că apoi să primesc foarte multe cereri de interviuri, de intervenții, chiar pentru reviste de specialitate în zona de psihoterapie și sănătate, care au
efectiv au o plajă foarte largă de persoane și de vizionări, ceea ce din nou a ajutat. De asemenea, prezența la conferințe de specialitate, prezența la emisiuni. Am fost invitat la foarte multe emisiuni, iar atunci când am putut să merg, am mers. E un efort, adică pentru o emisiune există un efort, este o pregătire, este efortul din acea oră care devine foarte intens emoțional. Toate lucrurile acestea ajung mai departe. Am avut clienți, și nu e un număr mic, au venit pur și simplu urmând emisiunile. Deci m-au văzut într-o emisiune, au văzut despre ce vorbesc, despre cum au simțit un pic modul în care funcționez eu și gândesc. Iar apoi m-au sunat, au căutat pe internet. Vedeți, au căutat pe internet, de cele mai multe ori pe Facebook, apoi au ajuns la site unde au văzut toate detaliile și apoi au sunat. Deci e nevoie de o fel de dinamică, de flexibilitate. Și eu am alt principiu, unul mai simplu. Atunci când primesc o invitație, îi răspund. Să fac eu foarte multe eforturi să merg. De obicei am observat că lucrurile astea nu merg. Însă atunci când este cazul, merg foarte bine promovările făcute în mod natural. Dacă ceea ce spui este calitativ, din nou sunt alte 5 persoane care îți vor mai lua interviu după aceea. Petru, te ascult și îmi dau seama că există entuziasm, există dedicație, există pasiune și că faci ce-ți place, ceea ce cred că e fundamental într-un asemenea context. Dar trebuie să te întreb și despre partea pragmatică a afacerii tale. Cum te raportezi la noțiunea de profit acum, când cabinetul tău are o vechime de 8 luni, nu? Da. Deci mai puțin de un an, încă nu l-am dus la apa mare. Dar în aceste 8 luni, care e viziunea și care e, de fapt, relația ta cu noțiunea de profit? Ok. Profitul este scopul pentru care realizăm o afacere, în principiu. Adică, la nivel antreprenorial, ideea este ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile, intrările să fie mai mari decât. În contextul în care nu se mai întâmplă asta sau chiar sunt echivalente, ideea de afacere nu mai este sustenabilă. Pentru că fiind echivalente, există însă costuri, alte costuri, costuri psihologice, de timp, costuri, nu merge. Deci este nevoie ca acest raport să fie de așa natură încât veniturile care rămân după ce se scad cheltuielile să fie satisfăcătoare, cel puțin. Asta înseamnă că profitul este cel care dă cumva nota de succes a acelei afaceri, asta este clar. Cum mă raportez eu la profit? Eu am o perspectivă, rămân cu ea, perspectiva aceasta spirituală și asta este, se traduce, repet, suntem în domeniul antreprenorial. Spun din nou și din nou. Spiritualitatea se traduce în cifre de afaceri, filozofia se traduce în cifre de afaceri, modul în care gândești, profunzimea gândirii se traduce în cifre de afaceri, îi vorbim de lucruri palpabile. Ceea pentru mine, perspectiva este clară, mă interesează profitul uman și profitul rezultat din modul bun în care îmi fac munca, mult mai mult decât profitul clar, efectiv, care mă ajută să trăiesc la modul concret. Și ceea ce am descoperit eu în general este că dacă mă concentrez pe sursele pecuniare, pe zona aceasta a afacerii, mai mult decât pe eficacitatea de la nivel uman, de la nivel relațional, afacerea începe să scârție. Însă, momentele în care sunt focusat foarte clar pe cum pot să ajut persoana respectivă, îmi mai vin încă 3-4 clienți. Nu mi s-a întâmplat de curând un lucru. Voiam să mă mai angajez într-un loc, nu neapărat de nevoie, ci pentru că mă plictisesc și nu-mi place să stau degeaba. Și îmi place să muncesc foarte mult și în relațiile cu oamenii. Și a doua zi după mi-a spus, ok, hai că mai citesc un pic să mai văd cum pot să ajut persoane pe care deja le am și mi-am făcut din nou niște cercetări. A doua zi m-au sunat încă 4 persoane. Într-o zi, 4 persoane. Este un lucru fantastic. Adică efectiv, este o legătură directă între încercarea de a fi tu cât mai bun și de a fi un profesionist cât mai bun și rezultatele de la finalul lunii. Știi că asta este o chestiune pe care o tot aud în ultimul timp, mai ales de când am coordonat diferite activități pe zona de antreprenoriat pentru studenții noștri. Ne gândindu-mă la bani, am făcut bani, dar asta a venit în timp. Nu ăsta a fost scopul, nu ăsta a fost țelul. Și cumva, evident că asta se întâmplă și când lucrez în mediul academic, nimeni nu rămâne aici la catedră pentru partea financiară. Deci dacă aveți iluzii, ștergeți-vi-le din minte. Dar e cumva valabil pentru orice început de drum, cu precădere în zona științelor umaniste. Și aici aș vrea să te invit să atacăm împreună un fel de prejudecată. Sigur că studenții noștri și absolvenții noștri sunt oameni majori, decid pentru ei.
Dar în același timp există acest tip de conexiune, familia, cu societatea, care are o prejudecată, că în principiu științele umaniste nu îți oferă o stabilitate financiară extraordinară și dacă e să spunem lucrurilor pe nume, foarte mulți părinți sau foarte mulți prieteni ai absolvenților noștri cred la început, fie din necunoaștere, fie cumva în linia unor prejudecăți împrumutate la rândule, că filozofia nu îți va procura un nivel decent de viață și că în principiu de aici vei culege toate satisfacțiile sufletești necesare, dar din punct de vedere financiar niciodată nu vei trăi într-o formă, hai să zicem, decentă. Și aș vrea să-mi spui, se moare de foame cu filozofia sau nu? Se poate muri de foame cu filozofia. Nota bene, se poate muri de foame din orice domeniu. Exact. Dacă nu te muri de foame din orice și se poate câștiga bine din orice. Acum sunt exemple de absolvenți de filozofie care au devenit milionari. Nu știu să vă dau exact nume. Acum știu că am avut o discuție cu un amic. Dacă o să dați un search pe Google, îi găsiți. Eu când spun că filozofia se traduce în venituri, mă refer la faptul că filozofia îți dă un set de aptitudini, o anumită capacitate de a înțelege viața, care apoi te ajută în absolut orice. Deci ideea este că este un fel de pregătire foarte intensă pentru viață ca atare. Și dacă un program de lucru de 8 ore este parte din viață, este pregătire și pentru lucru ca atare, indiferent ce se face după. Nu cred că se moare de foame cu filozofia atâta timp cât există pe lângă filozofie și alte lucruri. Ideea este că nu există o profesie de filozof. Deci nu căutați la angajări filozof. Există însă profesori de filozofie. Există consilieri filozofic. Există alte domenii, bineînțeles, în care abilitățile filozofice sunt. Pe care nomenclatorul le evidențiază foarte bine ca oportunități de carieră pentru absolvenții de filozofie. Exact. Da. Ceea ce se întâmplă însă este că e un drum sinuos. Și că de cele mai multe ori este nevoie ca să se beneficieze de natura interdisciplinară pe care o asigură filozofia. Filozofia se deschide spre tot felul de domenii, iar atunci când există o pasiune, de pildă spre neuroștiință, se poate deschide apoi o activitate de cercetare în neurofilozofie. Atunci când există o aplicare foarte intensă spre dimensiunea aceasta concretă, palpabilă a vieții, spre cum putem să facem viața mai bună, se poate merge spre zona de clinică. Da? Nu întâmplător, filozofii au dreptul legal de a se înscrie în program de formare în psihoterapie fără să fie psihologi. Deci este un lucru extrem de important. Eu insist pe asta. Nu întâmplător la nivel internațional se întâmplă asta. Filozoful, la fel cum este și teologul, de pildă, are o capacitate de a înțelege ființa umană în mod holist, care permite apoi să lucreze cu ea și să-și deschidă o afacere în care să încerce să o ajute. Adică e nevoie acum de alte trăsături de personalitate. Bun, filozofia te ajută, te ajută să ai o gândire clară, limpede. Dar mai este nevoie de ambiție, este nevoie de creativitate, este nevoie de un anumit mod de a ști să beneficiezi de ocazii. Este extrem de important. Dacă viața îți dă ocazii și tu nu știi să le punctezi, este un lucru care este extrem de rău în afaceri, pentru că există tot felul de întâlniri fundamentale care poate nu se mai... Așa, conexiunile, networking-ul, relațiile interumane, în acest tip de afacere fac mai mult decât resursele materiale propriu-zis la început de drum? Da, în mod clar. De asta ai nouă guy, who knows a guy, se probează. Yes. Exact așa este și ceea ce e important de zis este că eu colaborez, de pildă, cu medic-psihiatru, cu psiholog clinician, cu psihoterapeuți cu anumite specializări și chiar cu părintele duhovnic, cu preotul. Și patru. Îți vin clienți de la părintele duhovnic? Nu mi-au venit de la părintele duhovnic, eu am trimis persoane către părintele duhovnic, dar să știți că o mișcare fundamentală în teologia astăzi este deschiderea spre zona de psihoterapie. Adică suntem într-o lume a interdisciplinarității care vine să răspundă unor probleme care nu pot fi rezolvate altfel. Însă
aceasta, mi-au venit clienți de la medicul psihiatru. Am avut la un moment dat o clientă care avea o tulburare de personalitate, a mers la medicul psihiatru și a spus așa, ea când a venit, nu mi-a spus diagnosticul, dar mi-a spus că are nevoie să vorbim. Eu mi-am dat seama de diagnostic, având și parte de psihologie clinică, i-am recomandat să meargă la medicul psihiatru, a mers la medicul psihiatru, a făcut un consult, iar medicul psihiatru a întrebat-o, ai mers la psihoterapeutul, nu știu care, sau la medic psihiatru să lucrezi cu ei, să primești medicamente și a spus da, dar nu mi-a fost bine. Și a spus da, aici în procesul de consiliere mă simt mult mai bine decât înainte. Și medicul psihiatru i-a spus pe păi, merge acolo că principiul fundamental este să nu să faci bine în primul rând, să fie bine în binele clientului. Da? Bineînțeles că eu apoi am propus o colaborare cu un psihoterapeut și astfel am lucrat pe părți diferite, dar colaborarea este cheia succesului astăzi. Deci terapia poate fi și complementară. Nu e ca și când dacă am o problemă și mă adresez consilierului filozofic, cheia rezolvării cazului meu va sta exclusiv în mâinile lui. Poate să stea sau poate să aibă nevoie și de terți. Și în sensul ăsta discutăm despre niște persoane competente care gestionează terapia într-un sens clinic, medical, nu? Sau într-un sens, iată, vedem, de pildă, confesional. Așa este. Da. Ok. Depinde de natura problemei și de nevoile clientului. Spune-mi așa, dat fiind faptul că tu ți-ai deschis acest cabinet în perioada pandemică, da? Și dat fiind faptul că principala valoare care s-a așezat în dreptul solidarității și emergenței sociale a fost reziliența. Astăzi, pentru că avem și un conflict militar la graniță, vorbim despre rezistență. Și ne zbatem între reziliență și rezistență, încercând să înțelegem ce înseamnă asta și cum putem lucra la noi înșine, în acest context care nu e deloc facil. A fost un avantaj totuși pentru afacerea ta faptul că debutul acestui cabinet a fost acum, când oamenii au nevoie de dialog, au nevoie de terapie, au nevoie de consiliere după ce au înfruntat tot felul de stări, angoasă, anxietate, instabilitate financiară pricinuită de pandemie, acum de război, insecuritate, tot felul de crize sanitare care au început să se acumuleze, să se diversifice și astfel și partea noastră fizică, dar și partea noastră psihică. Au început să fie tot mai vulnerabile. A fost totuși bine pentru business că l-ai deschis acum. Dacă ai fi deschis cabinetul înainte de pandemie, crezi că aveai același tip de debut care a fost, hai să zicem, generos pentru ceea ce înseamnă creșterea afacerii tale? Am o întrebare chiar inedită. Nu m-am gândit până acum la lucrul ăsta, dacă pandemia a fost un factor favorizant. Eu discuție aici, bineînțeles că nu ar fi fost dezirabilă în niciun context, nici alți factori de stres puternici, însă este clar că pentru persoanele care prestează servicii de întrajutorare sau de sprijin, de suport, e posibil să fie existat o creștere. Eu nu pot să compar cu un univers în care eu nu aș fi deschis în afara pandemiei, pentru că nu au seama. În general, însă, pot să spun că persoanele care au venit la mine în consiliere nu au venit cu problema principală generată de stres din cauza pandemiei sau din cauza războiului. Însă, au fost factori agravanți extrem de puternici. Dacă a existat o sensibilitate pe fond, dacă a existat frică de moarte, dacă au pierdut pe cineva drag, da, atunci acest context permanent de stres a ridicat multe probleme. Eu am avut o opinie și o am în continuare, atunci am avut opinia respectivă de când a izbucnit pandemia și o am și acum. Este un eveniment traumatic atât de intens pentru că a angrenat ființa umană și întregul complex social într-un mod extrem de multifacetat, să îi spun astfel, încât va fi nevoie de foarte multă intervenție. S-a creat atât de mult o traumă atât de intensă, care va avea urmări, cred eu, de la o generație la alta, nu de la o vârstă la alta, aceleași persoane. De aceea va fi nevoie de foarte mult lucru. Va fi nevoie de consiliere de terapie, de coordonare sau de dirijare, căci consilierea este o dirijare, psihoterapia este direct intervenție. Și este nevoie de specialiști care să lucreze împreună, pentru că dacă psihiatrul nu poate să reducă ființa umană doar la aria medicației, așa cum duhovnicul n-ar trebui să poată să o reducă doar la nivelul spiritualității și din punctul ăsta de vedere mă bucur că sunt teologi care susțin colaborarea cu psihologul și mă încântă foarte tare lucrul ăsta. Așa cum, din păcate, psihoterapeuții nu prea recomandă spre duhovnic și aici mai este de lucru. Mi-a făcut un proces personal din această
trimitere către duhovnic și către consilierul filozofic, pentru că orice formă de aroganță se traduce cu o scădere a cifrei de afaceri. Sunt convins de lucrul ăsta. De aceea, pentru mine, principiul este fă binele, iar această pandemie n-a făcut foarte mult bine. De aceea va trebui să-l facem noi, să lucrăm cu ceea ce a rămas. Și n-au rămas lucruri ușoare. Eu cred că se vor scrie lucrări de doctorat, se vor face cercetări, studii legate de ce înseamnă efecte psihologice acestei pandemii. Acum, eu nu știu dacă m-a ajutat sau nu, dar mă bucur mai mult că eu pot să ajut în contextul ei. Și mai avea trei întrebări restante din nevoia mea de a desluși puțin povestea ta în fața colegilor. Și apoi poate mergem și spre întrebări din partea lor. Aș vrea să știu dacă una dintre întâlnirile tale formatoare a rămas întâlnirea cu Ialom, așa cum noi am discutat cândva. Și dacă asta a schimbat într-un fel accepțiunea ta referitoare la tipul de educație pe care trebuie să-l aibă un terapeut. Asta dincolo de ceea ce înseamnă dimensiunea antreprenorială propriu-zisă. Bun. Da, întâlnirea cu Ialom rămâne una paradigmatică și formativă pentru mine. Este extrem de importantă. A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. L-am descoperit tot așa, printr-o persoană, repet. Deci nu știam că o să pot să mă întâlnesc cu Ialom, dar cineva care îmi era o cunoștință apropiată, apoi mi-a spus că a lucrat cu el și că s-au întâlnit și că aș putea să vorbesc un pic cu el. La mine a fost o nevoie foarte mare de validare, pentru că eram în anul 3 de facultate la filozofie, îmi scriam o lucrare de licență pe filozofie practică, de fapt mai mult problematizare decât pe o dimensiune practică, dar aveam încă un sentiment că nu o să reușesc, adică dacă aș fi putut să privesc atunci Că nu o să la ce... reușești în filozofie sau că nu o să reușești să faci Da, că nu o să reușesc să le îmbin suficient de bine. Mă gândeam că ar fi trebuit să mă duc la facultatea de psihologie dacă voiam să fac asta. Da, mie îmi plăcea filozofia și mi-a interesat spiritualitatea, ortodoxia. Nu înțelegeam cum fac să le îmbin pe toate. Și dacă aș fi putut să privesc și să vorbesc cu mine, cel de acum, atunci, aș fi spus doar inspiră și expiră, va fi bine. Ei bine, asta mi-a transmis întâlnirea cu Ialom. Ne-am întâlnit, îmi aminte și acum, pe 13 martie 2021, era ora 11, ora României, era târziu, eram foarte bucuroși și n-a venit o oră, nu știu ce s-a întâmplat, am zis gata, uitat de mine, asta a fost șansa să port un dialog interdisciplinar despre filozofie și psihoterapie. A fost atât de frumoasă discuția și m-a învățat atât de multe în doar o oră despre ce înseamnă să fii un psihoterapeut bun, încât îi voi fi recunoscător toată viața. El mi-a spus că la 89 de ani încă mai face psihoterapie. Vei, dacă ia luăm, face la 89 de ani psihoterapie, e loc pentru toată lumea. Adică este extrem, extrem de... era un om foarte modest și smerit și de aceea a ajuns să facă ședințe la un dat de sute de euro și să fie căutat de oameni din toată lumea, pentru că a știut să recunoască atâta pot, dar cu cât pot fac bine. Încerc să fac cât mai bine. Și lucrul pe care mi l-a spus și mi-a răsunat în minte, pe lângă această validare a demersului și mi-a spus că îi place foarte mult formarea mea intelectuală, a fost așa. Aproape că citesc, pentru că cuvintele lui au devenit un fel de discurs interior, de mantră lăuntrică. A spus, parcursul nostru seamănă destul de mult. Diferența este că eu am făcut mai întâi medicina, apoi m-am format ca psihoterapeut și mai târziu m-am apropiat și m-am îndrăgostit de filozofie. Tu ai făcut mai întâi filozofia, apoi ai devenit psihoterapeut și probabil că te vei apropia mai mult și ar fi indicat să te apropii mai mult de partea științifică. Însă, dacă aș putea să am vârsta ta din nou și să aleg din nou, aș alege să fac mai întâi filozofia. Pentru mine a rămas reprezentativ că nu doar că un filozof poate să devină psihoterapeut, ba mai mult este recomandat ca mai întâi să faci o formare filozofică și abia apoi în acest orizont existențial să vii cu o formare psihoterapeutică. Psihoterapia înseamnă să te îngrijești de suflet. Ei, unde poți face asta mai bine decât în filozofie, unde poți să înțelegi tot contextul ființei umane? Eu mai aduc aminte de întâlnirea ta cu Ialom și știu că te-a bucurat mult și știu că te-a format altfel, mai ales că îl citeai și îl citeai destul de pasional. Acum, sigur, tu ai adus în discuție și tariful pe care Ialom îl practică, unul destul de mare, pentru că există un capital simbolic care s-a acumulat, există o notorietate și există și o expertiză dovedită în această carieră de aur, iată, până la 89 de ani. A construit atât, a vindecat atât și în sensul acesta poate că a salvat atât. Dar în același timp, în lumea noastră sunt tot felul de aprecieri mai mult sau mai puțin îndreptățite. Nu? Înțelegem de ce Ialom poate să aibă un asemenea tarif, de pildă, pe o ședință de consiliere, dar parcă ni se pare un pic strigător la cer când Alain de Botton cere sumele pe care le cere pentru un anumit tip de conferință.
Aici poate o să mai discutăm cu alte ocazii. Eu o să vreau să te întreb așa, crezi că Petruț Dinu să fie un antreprenor de succes? Da, și nu zic cu aroganță. Eu mă Mi-ai zis că aroganța costă în business. Da, și tocmai de aceea nu zic cu aroganță, că dacă aș zice cu aroganță, înseamnă că m-aș contrazice chiar acum, vorbind despre cât dacă aș avea succes sau nu ca antreprenor. Da, pentru că, repet, mă interesează mai mult să fac bine oamenilor și am această credință extrem de puternică și de articulată, că atâta timp cât îmi văd de drumul meu și fac lucrurile pentru care am fost adus în această lume și am fost creat în această lume, Dumnezeu are grijă de partea cealaltă și mi s-a confirmat la modul palpabil, concret, așa că nu am nevoie de alte dovezi. Atâta timp cât eu am un mesaj, de fapt, pentru cei care ar vrea să fie psihoterapeuți. Dacă faceți asta pentru bani, pentru că ar fi o meserie bănoasă, nu o faceți. Nivelul de stres pe care este nevoie să-l înduri, poate într-o oră, este mai mare decât dacă ai lucra în 8 ore într-un domeniu, într-un alt domeniu. Uneori poate să fie un stres extrem de mare. Timpul într-o ședință de consiliere sau de terapie efectiv se dilată și devine, arunci cu privirea prin misterele existenței umane. Păi asta e obositor, nu e un lucru simplu, nu te uiți la televizor. Ești cu toată ființa acolo, ești în prezentul ființei tale. Deci asta înseamnă să depui foarte mult efort. Există, înseamnă foarte multă devitalizare, înseamnă foarte multă somatizare ca reacție contratransferențială. Deci există, clienții tăi lasă urme în tine, lasă amprente în personalitatea ta, în psihicul tău. La un moment dat, după care mă simt foarte, foarte rău și poate 4-5 ore nu știu ce să fac altceva ca să-mi revin. Și știu lecția, nu prea am ce să fac. Mai o meditație, mai o rugăciune, mai o plimbare prin parc, dar în general reacția rămâne acolo pentru, și asta se întâmplă în general după prima ședință. Traumele pacienților tăi sunt resimțite empatic de tine ca terapeut? Da. Te molipsesc? Secretul este rezonanța empatică. Cu cât empatizezi mai mult și simți mai mult, cu atât ești un consilier sau terapeut mai bun. Cu cât simți mai mult însă, îl vei simți și pe client mai tare în problemele lui. Și iar la început asta poate să fie cumplit. Poate să însemne coșmaruri, poate să însemne trezit. Când am lucrat cu o clientă care se trezea noaptea fără să știe de ce, în prima noapte după ce am lucrat cu ea în prima ședință, m-am trezit la 3 dimineața și am putut să mai dorm. Exact același lucru. Am avut un băiat care a venit și în prima ședință a avut o durere de burtă cumplită, iar a doua, imediat după ce a plecat, de fapt, la 5 minute, a început să am același tip de dureri, de crampe, care nu le-a mai trăit niciodată altcândva. Asta este o somatizare la reacție contratransferențială, adică este atât de intens încât lucrezi cu corpul tău, lucrezi cu psihicul tău. E de parcă ai reușit să fii propriul tău instrument de lucru. Nici o altă profesie nu are așa ceva. Poate doar profesorii mai fac lucrul ăsta. Atât. De aceea sunt niște domenii atât de apropiate. Hai să vedem dacă sunt întrebări din partea colegilor din sală. Și prima întrebare vine de la Didi, de la colega ta. Așa. Bună, Petruț, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mi-ai răspuns deja la multe întrebări. O auzi pe Didi, da? Da, da. Eu am așa o reticență. Și asta se poate după o prespoziție de-a mea. Prima a fost deja răspunsă și se referă la modul în care un consilier filozofic cu un background mai restrâns în psihologie va putea pune un diagnostic anumitor pacienți care poate să supere de o tulburare sau altă. Și m-am gândit foarte mult că mi-ai spus că tu colaborezi cu mai mulți specialiști din domeniu. Dar întrebarea care vine... Cred că aș vrea să invit pe Didi să stea lângă mine și implicit pe fiecare dintre ei care vor să-ți adreseze o întrebare ca să putem să lucrăm eficient. Mulțumesc. Și care vine în continuarea acestei probleme este suficientă doar pregătirea filozofică ca să fie un bun consilier? Ok. O întrebare și legat, ca să le combin. Cum a spus și Oana, că ar fi un mediu favorabil faptul că acum doar cu un PFA poți să fii, nu, să ai biroul tău, dar s-ar putea de fapt să aducă un prejudiciu meserii de consilier filozofic. Pentru că, uite, psihoterapeutul meu m-a întrebat ușor ironic, păi și cum e cu consilierii filozofici? Aveți colegiul vostru sau cine sunt? De unde ați venit? Ce părere ai? Ok. Primul, mulțumesc pentru întrebare. E foarte bună. Pentru întrebări, de fapt, și eu le văd cumva ca una singură. Primul răspuns este nu. Consilierul filozofic nu poate să pună un diagnostic pentru că el nu pune diagnostic în general. Deci nu e treaba lui. Diagnostic pune doar psihologul clinician sau medicul psihiatru.
Nici măcar psihoterapeutul nu pune un diagnostic oficial, ci el lucrează cu un diagnostic implicit pe care îl vede. Da? De aceea e nevoie de colaborare. Psihologul clinician a pus diagnosticul, psihoterapeutul intră pe intervenție. Dacă sunt aceeași persoană, cu atât mai bine. Dar dacă nu, nu este obligatoriu. Deci consilierul filozofic nu are sarcina de a pune diagnostic și nici de a lucra cu tulburări de personalitate, nu are sarcina de a lucra cu depresie și cu anxietate, cu toate că activitatea lui este foarte folositoare în depresie și anxietate. Okay? Deci ăsta ar fi răspunsul meu la prima întrebare, că nu este suficientă pregătirea filozofică pentru a lucra cu clienții. Poți să fii o persoană extrem de inteligentă la nivel cognitiv și să nu fii inteligent la nivel emoțional sau relațional, ceea ce este o mare problemă în ședințe. Atâta timp când nu înveți să-ți dezvolți capacitățile emoționale, ce se numește astăzi inteligența emoțională, un termen deja foarte uzat, atâta timp când nu îți dezvolți abilitățile relaționale, nu vei avea succes aici, pentru că poate tu știi foarte bine să vorbești despre unitatea originală sintetică a percepției de la Kant, dar nu știi să îi spui omul ăla, ok, deci înseamnă că asta a fost foarte trist pentru tine. Adică să rezonezi la modul cel mai simplu uman. Da? Și dacă el va veni și tu vei avea tendința să-l intelectualizezi, spui, a, păi stai puțin, că de ce ți-e frică ție de moarte? Stai să-i auzi, Sartre, Camus, Kierkegaard. Îi bași pe tot și el o să uite la tine și o zică, mămică, unde am ajuns aici? Că zice, ce caut în lumea asta? A doua oară nu mai vine. Deci un secret foarte mare este să știi să lucrezi cu ceea ce ți-aduce clientul. Am avut o clientă și ăsta e răspunsul cel mai bun la întrebarea ta. A venit și mi-a spus că o mare angoasă, bine, o persoană avea doctorat, era foarte axată pe zona aceasta de reflexie filozofică și mi-a spus așa, marea ei problemă este că partea din ea care este o creștină practicantă, ortodoxă, se bate foarte mult cu partea din ea care este o filozofă extrem de pasionată, pentru că l-a descoperit pe Origene. Și atunci nu înțelege cum s-au conectat la Origene, de pildă metempsihoza platoniciană cu gândirea creștină. Păi dacă tu nu ai un pic de pregătire filozofică și vine și spune asta în față, răspunde-i tu. Trebuie să știi să-i vorbești despre neoplatonism, de ce nu este acceptată metempsihoza în creștinism. Eu cred că un psihoterapeut bun este un psihoterapeut cu o cultură generală foarte vastă, pentru că asta îi permite lui să lucreze cu orice, cu absolut orice. Cât despre cabinet, încă nu este instituționalizată consilierea filozofică, de aceea ne așteaptă România pe mine, pe tine și pe toți colegii tăi care vor veni în domeniul ăsta ca să o facem Colegiul Filozofilor din România. Da. CFR-ul. Că tot spuneai de energia asta, nu? Cu Sartre, cam eu când vii acolo și spui tot ce ai învățat în anii ăștia și cu entuziasm, așa tu ca psihoterapeut să zicem. Mai mult filozof are așa soarta lui Socrate, adică și dacă ne uităm printre noi, fiecare cu background filozofic, dacă se uită în jur, parcă se abține să spună din ceea ce învață la școală cu riscul de a nu părea ușor deplasat în anumite situații. Da, dar dat fiind că Socrate și Platon avea idealul ăsta al prietenului critic, ca să spunem că acolo e că relația vindecă, nu? Dintre psihoterapeut și client și pacient. Nu. Simți sau crezi că în viitor ai putea vreodată să faci compromisuri? Acum că să revenim la antreprenoriat, da? Da. Eu știu că munca cu clienții întotdeauna va duce la anumite compromisuri. De ce? Pentru că vrei să adun cât mai mulți. Munca depinde esențial de numărul de clienți care vin. Și nu doar de numărul actual, ci numărul actual întotdeauna va reverbera în numărul viitor. Pentru că ei, nu, cum ai spus și tu, vor veni cu recomandări. Adică nu pierd doar un client prin șansa să mai adune alții 10, să zicem. Într-un viitor progresiv, așa, număr progresiv. Bun, dar și ca să te provoc și mai și, care e faza compromisului? Să spunem că ar veni cineva cu valori foarte diferite de ale tale și voi acolo aveți un dialog. Dacă este antisemit. Da, ca să iau cât cel mai... Asta nici măcar eu la cursul de holocaust nu o proiectez. Așa, cum? Adică asta e o problemă pe care eu mi-aș pune-o dacă aș vrea să devin consilier. Cum aș face față, cum aș descurca cu cineva care ar avea valori foarte diferite față de ale mele sau lipsa unor valori? Sau... Calitatea unui specialist din area aceasta ține de cât de puternic poate să îmbrățișeze ființa umană cu tot ceea ce înseamnă ea. Și cu ridicările ei și cu căderile ei.
Nu este, nu merge cu căldicel aici, adică lucrez doar cu cine vreau eu. Cu toate că dacă ești o persoană homofobă, recomand să nu lucrezi cu persoanele care au angoasă sau anxietate din cauza orientării sexuale de tipul acesta, pentru că va ieși un dezastru. Dacă faci compromisul de a crede tu că nu o să simtă clientul că tu ai o altă părere, te înșel, va simți foarte tare și vei adânci anxietatea, rana de respingere. Deci nu se fac compromisuri. Eu am avut o mare problemă pe care am transformat-o într-un dar, acum, așa consider eu, anume faptul că sunt foarte dur cu mine. Adică mi-am dat seama că eram dur cu mine. Și am luat lucrul ăsta, acum sunt mult mai bun cu mine, nu mai vezi cu 100 de deadline-uri pe zi, însă sunt foarte dur în aspectul ăsta. Nu fac compromisuri. Am trimis clienți, repet, la psiholog clinician, la psihoterapeut, la psihiatru. Chiar și am recomandat internarea la psihiatru și am la cel puțin 3-4 clienți am coordonat procesul ăsta pentru că lor le era teamă să meargă la psihiatru și atunci eu am avut ca obiectiv al procesului de consiliere facilitarea acestei treceri către internarea în psihiatrie. Da, asta putem face și am făcut-o cu succes. Într-un caz, și nu spun cu. Mă rog, e un lucru pe care n-aș fi vrut să-l spun, dar zic acum, dacă tot a ieșit, aproape că a salvat viața persoanei, dar nu prin meritul meu. Nu mi-am asumat asta, ci prin faptul că am fost acolo la momentul potrivit, din nou m-a dus Dumnezeu acolo. Deci, asta este, nu se fac compromisuri. Eu am trimis, cu toate că știam că am pierdut niște potențiale venituri și. După mi-au mai venit alți clienți care intrau în area mea de aplicabilitate a ceea ce fac. De ce să fac compromisuri de tipul ăsta? Nu, pentru că în momentul ăla știrbești o parte din tine. Și aș vrea să mai spun un lucru foarte important și mi-a adus aminte în timp ce mi-ai spus. Să nu uităm de povestea cu Tales din Milet și presa de măsline. Cum poate face filozoful bani? Exact așa. Poate nu e activitatea lui principală, dar când vrea să-i facă, își folosește toate abilitățile și toată inteligența ca să știe, să învețe să citească contextul economic și să profite de el. Deci, nu este suficientă pregătirea filozofică, dar este atât de bună în activitatea asta. Mulțumesc, Petruț. Doar o mică observație mai am. Într-un fel, idealul nostru filozofic sau al câtorva dintre noi de a păstra dialogul critic al dezbaterii s-ar putea să fie prejudiciat în momentul în care păstrăm bulele intacte. Adică nu clientul mă va simte că nu sunt în rezon cu el, nu voi face compromisul de a-l păstra ca client, îi voi recomanda alți psihoterapeuți sau altă șansă, dar bula rămâne intactă, adică schimbul va fi sub umbrela celorlalți valori. Homofobul nu va avea acces la altfel de adevăr. Mulțumesc. E o întrebare tipic didiană și filozofică și îți mulțumesc pentru ea. Bula epistemică este un mecanism de rezistență, un mecanism colectiv. Mecanismul de rezistență este un mecanism de apărare. Nu există atitudini precum cele care îți ating sensibilitatea ție, cum ar fi, mi-ai spus, de antisemitism, de homofobie, toate lucrurile respective, care să nu aibă în spate o încercare de a rezista unor drame interioare. Asta, ideea că socratică, a faptului că nu există rău de la sine, ci doar un fel de rău banal, ca la Hannah Arendt, efectiv te salvează în toate situațiile. Pentru că în momentul în care ți-ai judecat clientul pentru un lucru care ție nu-ți place absolut deloc, ai ieșit din capacitate, din încercarea de a-l înțelege. A venit în cabinetul tău pentru că cei mai mulți oameni nu l-au înțeles niciodată. Nu doar că nu l-au înțeles, n-au făcut efortul minim de a înțelege. Tu ești dator să faci asta dacă ești acolo. Și atunci gândește-te, de unde vine antisemitismul? De unde vine ura îndreptată spre o categorie? Și o să descoperi probabil că tatălui era antisemit și că este foarte dor de tatălui și tatăl său îi zâmbea doar în momentele în care dovedea atitudinea antisemită. Și tatălui a murit acum 2 ani. Și el e din ce în ce mai manifest în antisemitismul lui. Și îți dai seama că de fapt face asta pentru că e foarte dor de conexiunea cu tatălui, care a fost una toxică, da. Dar poți să justifici cumva faptul că el a încercat să-l regăsească într-un fel, singurul fel pe care l-a avut vreodată. Ceea ce trebuie să faci pentru asta este să-ți lărgești orizonturile umane, existențiale, și asta se face prin lectură, prin lucru, prin continuă cercetare de sine, prin autocunoaștere și prin grijă autentică de sine. Dacă nu faci toate lucrurile astea, nu ai ce căuta să ai grijă de ceilalți. Iubești pe ceilalți în măsura în care te iubești autentic pe tine și poți să te iubești autentic pe tine în măsura în care iubești pe ceilalți. Mulțumesc, Petruț. Spune-mi, te rog, dacă am răspuns întrebărilor Da, tale. mulțumesc. Mulțumesc frumos!
eu sper că o să mai avem niște dialoguri, că nu o să fie ăsta singurul, dar el a fost pricinuit așa de un cadru formal. Mai avem timp, 2 minute de o altă întrebare, dacă doriți, dacă sunt curiozități. Sau cred că putem să vedem și adresa lui Petruț și cred că puteți să-i scrie, să intrați într-un contact direct cu el în măsura în care aveți niște întrebări mai personale, mai punctuale legate de cariera aceasta pe care poate n-ați fi vrut să le adresați direct. Urmează și un interviu cu studenții cooptați în proiectul FDI dedicat antreprenoriatului în universități. Eu vreau să-i mulțumesc lui Petruț pentru felul în care și-a luat o oră liberă să împărtășească cu noi începutul lui de drum. Și vreau să vă spun că dialogul pe care el a avut cu Didi este tipul de dialog de care eu m-am bucurat vreme de 3 ani cât ei au fost studenți, eu am fost tutore la grupa lor și a fost cea mai frumoasă experiență de tutore pe care am avut, acum pot să spun că nu-i mai am, din toată cariera mea de până acum. Și asta pentru că știau să fie prieteni critici unii cu alții și au rămas prieteni chiar dacă drumurile lor s-au despărțit. Dar prieteni prin idei la început și apoi prieteni prin afect. Și cred că asta va educa și pe voi și m-a educat și pe mine într-o formă cu totul și cu totul diferită. Și mai ales dacă toți suntem așa la un context acum terapeutic, lăsând antreprenoriatul la o parte, au fost studenții mei în generația de tutorat într-o perioadă când mie mi-a fost cel mai greu și cel mai bine în viață în același timp. Aceasta cred că a fost o întâlnire fericită pentru care sunt și acum recunoscătoare. Mulțumesc mult, Petru, și mulțumesc tuturor celor care au venit. Te voi lăsa cu colegii de la FDI. Rămânând să ne vedem noi cu ocazie ulterioară, poate pentru un debate de tipul ăsta, dar într-o formulă extinsă, poate și cu foștii tăi colegi la CCIF, de ce nu? Pentru că vrem și acolo să mai dezvoltăm puțin podcastul pe care l-am început. Mulțumesc tare mult, Petru. Mulțumesc și eu de invitație. Mulțumesc, Petru. O zi bună, da. Și succes!